Am revenit în direct, oameni buni, iar dacă este miercuri, este timpul pentru rubrica noastră medicală săptămânală. Doctor Sava este în cabinet, iar dumneavoastră, pacienții noștri, stați cu minții acasă, pentru că avem mituri pe care le infirmăm sau le confirmăm dintr-un domeniu firesc, un domeniu natural, fără de care existența noastră nu ar fi posibilă, dar care pentru foarte mulți este tabu. Vreau să văd câte mesaje primesc pe numărul de WhatsApp în care oamenii ne spun cum să vorbiți despre așa ceva la televizor. Abia aștept să vedem mesajele. Ideea e că am o provocare pentru noastră, o să vedeți imediat, pentru că astăzi doctor Sava ne spune totul despre sex și importanța acestuia pentru sănătate. Doctore, ești binevenit! Te salut, Cătălin! Iată, aplauze! Doar aplauze fără muzică. Doar aplauze fără muzică. Astăzi n-am avut muzică, dar avem tobe de la prietenul nostru, Plantă. Mulțumesc! Ia o Plantă, despre ce vorbim? Ia! Perfect. Da. Doctore, lansăm provocarea, Cătălin. Lansăm provocarea pentru cei de acasă. Da. Dar întâi de toate, vreau să te întreb, pentru că atunci când am văzut, când am anunțat, spune, tema emisiunii de astăzi, au fost mesaje care au venit de la telespectatori și unele mesaje au fost cum să vorbiți la televizor despre sex când se uită și copiii. În momentul în care vorbim despre lucrurile acestea, noi nu promovăm sub nicio formă un lucru care nu este normal. Este o normalitate cu care trăim. Eu aș fi vrut ca la vârsta de 12, 13, 14, 15 ani, cineva să vorbească liber despre asta cu mine, dar în niște parametri. Asta o să facem noi astăzi. Adică, o să ținem parametrii de la social, o să-i respectăm foarte bine, dar asta nu înseamnă că o să promovăm cumva promiscuitatea sau ceva care nu este normal. Sexul este normal. Și la urma urmei vorbim despre corpul nostru și este bine ca părinții, bunicii să nu mai fie, cum să spun, atât de rigizi și încordați în momentul în care... Și să înțeleagă că ar trebui să vorbească aceste lucruri cu copiii, cu nepoții, pentru că ar putea să prevină foarte multe probleme de sănătate. Eu până să intru la facultatea de medicină, mie mi-era rușine când auzeam, nu știu, cuvântul orgasm. Aveam sentimentul sau, dar de ce să vorbește despre așa ceva? După ce am intrat la medicină, mă rog, să vorbea doar despre asta. Dar am avut chestia asta și nu e normal. De nu e natural. Tu 10 la medicină. Da, și am vrut să mă fac ginecolog. Ai vrut să faci ginecolog și? Da. Am renunțat din unele motive etice, dacă vrei ți le spun. Ai ajuns pneumolog. Am ajuns pneumolog, n-are nicio legătură una cu alta, dar mi-a plăcut foarte mult ginecologie. Foarte bun, mult. Perfect. Deci, oameni buni, haideți să nu mai stăm încruntați, haideți să nu mai stăm, cum să spunem, repede cu mesajele, vai, de ce vorbiți de la ora asta despre așa ceva. Să dea o șansă. Oamenii aceia să dea o șansă emisiunii de astăzi și la sfârșit o să dea o notă. Și s-ar putea să fie și mai fericiți după emisiunea de astăzi. Mult mai fericiți, da. Avem o provocare pentru cei de acasă, pentru că astăzi avem un număr de WhatsApp pe care aș vrea ca oamenii să-l vadă pe ecran, da? Da. Pentru că va fi un număr de WhatsApp pe care îl folosim pentru o întrebare la care vrem să vedem ce spune lumea, iar apoi revenim cu răspunsul. Corect? La sfârșitul rubricii o să avem... Sunt telespectatorii. Asta este o întrebare care cumva arată și gradul de educație sexuală pe care îl avem noi la adulți. Adică sunt tare curioși ce cred oamenii simpli, oamenii din popor, apropo de această întrebare. Poporul votează, iar întrebarea care este, doctore? Întrebarea este aceasta. De fapt, afirmația. Femeile pot rămâne însărcinate în timpul menstruației. Păi e o întrebare. Real sau nu? Este, da, voi spuneți exact. Da sau nu? Bun, femeile pot rămâne însărcinate în timpul menstruației. Telespectatorii noștri văd că apare un număr de WhatsApp nou, adică să nu ne trimiteți la numărul de mesaj, avem două numere de WhatsApp. La acest număr pe care îl vedeți chiar aici afișat pe ecran, puteți să răspundeți cu da sau nu. Vă anunțăm că tariful este ca și cum trimiteți un WhatsApp unui prieten, adică nu este un preț mai mare decât cel obișnuit. Adică cum trimiți mesaje pe WhatsApp, corect? Da. Doctore, aceasta este întrebarea și deja 100% au zis nu. Ok. Dar mă rog, aici e un procent care se modifică în funcție deci, de câte mesaje. Deci, încă o dată, afirmația este femeile pot rămâne însărcinate în timpul menstruației. Pot. Nu pot. Familiile pot rămâne însărcinate asta în timpul menstruației. Asta este întrebarea, da? Femeile pot rămâne însărcinate. Uite, vedem exact cum stau lucrurile și vedem ce spun telespectatorii, după care noi revenim 100% aici. La sfârșit ne întoarcem la această afirmație. Perfect. Da. Haideți să vedem. Da. Despre ce vorbim, doctor? Întotdeauna vii cu microscopul la tine, veneai cu știri despre medicină, că se schimbă lucrurile, că e bine, n-ai mai venit cu știri din astea pozitive. Măi, uite, este foarte interesant, aș te-a spune ceva. Zim. La pacienții cu diabet, apropo de știre, nu are legătură cu tema de astăzi, la pacienții cu diabet, pentru prima dată în istorie, s-au scos celule din pancreas, s-au reeducat, s-au introdus înapoi în pancreas și pancreasul a început să funcționeze. Adică există o șansă pentru oamenii care au diabet să scape de diabet? Da. Zilele trecute, pe 24 septembrie a fost publicat. Cât de tare este asta?
Și asta când va fi la nivel... Păi acum urmează studiile clinice pe pacienți mai mult și apoi o să dea drumul, presupun, în populația generală. Și asta cam cât durează studiile astea clinice? Păi presupun că în 5-6 ani o să fie valabilă treaba asta la, în scară largă, la oameni. Super. Uite, lucruri foarte bune din punct de vedere medical, care pot să salveze foarte multe vieți, foarte corect? Multe vieți și mai ales să schimbe calitatea vieții. Uite, Cătălin, ți-am adus aici o secțiune printr-un ovar. Ovarul femeii conține foarte mult folicuri, foarte multe ovule. Da. Ovulele ajută la concepție. Da. Și dacă te uiți atent, vezi tu chestiile astea rotunde pe care le vedem noi pe mijlocul imaginii. Acestea sunt folicuri. Și în interiorul lui vedem o chestie mai mică, uite aici, cum e asta jos, care este de fapt ovulul ce urmează să fie eliberat. Ovulul este cea mai mare celulă din interiorul corpului. Ovulul. În partea cealaltă avem o secțiune prin testicul. Ok. După cum vezi, acestea sunt niște canale. Pe aici circulă spermatozoizii. Spermatozoizii sunt celulele cele mai mici din interiorul corpului. Ei sunt strânși într-un anume loc și apoi urmează concepția. Ce este foarte interesant este că în momentul în care vă nașteți, să știți că voi v-ați născut învingători. Pentru că la o concepție există 400 de milioane de spermatozoizi. 400 de milioane. Și există o competiție între spermatozoizi. Care ajunge primul, acela a fecundat și ovulul s-a închis. Deci mesajul este că voi sunteți învingători din naștere. Pentru că ați câștigat o luptă cu alte 400 de milioane de posibilități de a exista. Și suntem norocoși doar că ne-am născut. Și toate astea au legătură cu sexul. Și mergând mai departe, o să vedem ce face rău la relația sexuală și ce face rău la potență și la libido, de fapt. Perfect. Și pentru bărbat și pentru femeie. Și pentru bărbat și pentru femeie, mai mult pentru bărbat. Adică bărbatul are un organ pe care trebuie să îl antreneze pentru a întreține un raport. Și primul lucru care cred că sunteți de acord toți cu mine este că telefonul mobil îți atrage atenția. Cu cât stai mai mult pe telefonul mobil, cu atât ai mai puțină atenție îndreptată către partener. Da. Deci emoțional poate să te depărteze și în felul ăsta scade și nevoia de a avea relații intime. Dar pe de altă parte, telefonul mobil mai are ceva. Și eu am adus aici un aparat care măsoară radiațiile. Se spune că nu e bine să ții telefonul mobil în buzunarele de la pantaloni. Da. Acum știi cum e, acum nu știu dacă producătorii de telefoane au vreo implicare în chestia asta, dar studiile nu arată că ar afecta în vreun fel, deși sunt anumite dileme pe care noi le avem ca medici. Dar este foarte interesant că dacă ții un aparat care detectează radiația lângă telefonul închis, arată un nivel de radiație. Stai, să vedem. Îndreaptă un pic mai așa. Deci, practic, acum telefonul este pornit, este blocat. Da. Și îți arată că are un 0-0-1 și acum l-ai pornit. Da. Și apoi îl blochezi iar și o să scadă. Păi și eu dacă te sun? Cred că sunt mai multe radiații. Nu am încercat cu aparat. Vrei să te sun? Ia sună-mă. M-ai trecut decent în telefon? Da, nu știu. Ia vezi. Ia să vedem. Ia sună-mă. Că stare curios. Da, și stăm și cu el la ureche. Și apropo de statul la ureche, Opa. Ca să vezi, Cătălin. S-a dus în sus dintr-o dată foarte sus. Deci acum vibrează și... Da. S-a dus... Radiațiile, practic... Acum, eu nu știu să interpretez radiațiile astea, recunosc. Dar tu, practic, arăți că crește numărul Da, cantitatea de radiații crește în momentul în care telefonul este deblocat. Și unde ținem noi telefonul? În buzunar. Și când mergem cu mașina, îl ținem și între picioare câteodată foarte bine așezat așa. Acum, eu nu știu dacă poate să... Sau nu... îl țin în sacou aici la... Nu, în inimă. Nu este bine. Și folosiți hands-free. Să știți că există, nu există studii cu radiații, dar există studii cu căldura emanată. În da, acum, hands-free-ul ăla, sunt foarte mulți care spun, domnule, e bine să-l folosești pe ăla pe cablu, nu pe ăla care este wireless. Presupun și ăla are radiații wireless. Da. Și hands-free-ul, dacă ții foarte mult, e o problemă cu presiunea în interiorul urechii. O să ai probleme cu urechile. Deci, oameni buni, atenție mare, telefonul mobil. Poate să facă rău pentru că se trage atenția și e posibil să fie implicate și radiațiile în ceea ce privește nevoia de a întreține relații sexuale. Cineva ne zice, subiectul de astăzi este mai mult decât util, este binevenit pentru persoanele tinere, felicitări, ne zice doamna Stella. Mulțumesc mult de tot. Așa este, sunt de acord. Mergem mai departe. Ce părere ai de mici? Ajută sau nu ajută? Da. Ajută micii. Da. La o viață sexuală sănătoasă. Uite, Oprișan e părinte și este un fel de reprezentantul micilor pe... Da.
Acum, da, corect. Realitatea este că niciun lucru care este făcut cu moderație nu strică, dar micii conțin glutamat monosodic. Glutamatul monosodic este ceva care cumva arde terminațiile nervoase și mai conține, cred că ai auzit, nitriți. Da. Nitriții ăștia se duc în sânge, se combină cu hemoglobina și hemoglobina transportă oxigenul în sânge. Se combină cu hemoglobina, se transformă în ceva ce se numește methemoglobina. Methemoglobina nu poate să țină oxigen mult. Practic, tu nu poți să-ți oxigenezi periferia. Așa că micii, de fapt, mâncarea procesată, carnea procesată, nu este bună deloc pentru viața sexuală. Și în special mici, ai zis? În special mici, pentru că, cum să spun, este regina mâncării procesate. E carne tocată, este amestecată, foarte mult aditiv, foarte mulți și procancerigeni. Gândește-te că mâncarea aceasta a fost introdusă de Organizația Mondială a Sănătății ca sigur cancerigenă. Sigur, cancerigenă. Și ți-am spus la trecută, un mic o țigară. Un mic o țigară. Mergem mai departe. Ce părere ai de soia? Păi ți-a spunea că soia e bună. E foarte bună soia, dar numai că conține fitoestrogen. Adică un compus care mimează estrogenul. Și dacă tu îi dai unui copil estrogen mult, atunci el poate să dezvolte caractere femeiești. Adică să-i crească sânii, să aibă testiculele mici, doar din cauza soii. Cred că da, în același timp, puii aceia pe care îi cumperi și sunt injectați, nu îți produc aceleași efecte? Cu ce crezi că sunt injectați? Cu estrogen. De asta cresc așa repede. De asta cresc așa mari și li se dau și foarte multe antibiotice. Una din problemele pe care le avem noi în momentul de față este rezistența bacteriană. Nu mai avem antibiotice să dăm. Și unul din factorii care este incriminat e faptul că mâncăm foarte multă carne care are antibiotic. Dar asta e valabil pentru toți puii din piață? Sau există și excepții? Păi, dacă te duci, nu știu, la un producător, eu nu știu dacă injectează sau nu, dar toți puii pe care îi vedem noi în supermarket și care nu au o etichetă bio sau ceva de genul ăsta, toți și s-au crescut fără antibiotică, scrie pe câte unul. Toți sunt crescuți adică ca să crească. Adică oamenii trebuie să citiți etichetele și să vă să fiți atenți la aceste lucruri. Când ai mâncat ultima ciorbă făcută din carne de pui de țar? Fii atent, asta vreau să-ți povestesc. Luni a venit Titi Ceaunaru, cel care a fost la Masterchef și ne-a adus niște pui de la el, de la țară, făcuți de el. Băi, altă carne. Adică alt gust. Ațoasă. Dar e exact, dar este mică. Este, adică cum e un pui cu mușchi, nu cu multă grăsime și umflat. Bun. Alcoolul. Acolo vorbesc de tărie, nu de alcool. Apa o dăm la parte că nu e aici. Nu e și apa, este, nu e în povestea asta apa. Alcoolul în cantitate mare poate la fel să-ți afecteze circulație cu o toxicitate directă asupra vaselor de sânge. Evitați tăria, pe cât posibil. Tăria, evitați-o, nu face bine la viața sexuală. Mai departe avem țigările. Țigările afectează vasele de sânge. Dacă vasele de sânge sunt afectate, atunci sângele nu o să poate să circule în jos. Și pentru bărbat este elementar pentru o erecție sănătoasă să aibă vase de sânge sănătoase. Pentru că organul sexual este de fapt format din foarte multe cavități care sunt umplute de sânge. Nu e un mușchi. Adică nu se poate antrena. Este pur și simplu o pungă în care intră sânge. Dacă n-ai vase de sânge bune, nu o să ajungă unde trebuie. Și tofu. Nu cred. Tofu, fitoestrogen. Tofu, dacă îl mănânci în exces și mănânci foarte mult și mai ales dacă dai copiilor, mie mi se pare o greșeală să dai copiilor foarte multă soia. Nu contează că îi dai tu o dată pe săptămână, dar să nu îi dai zilnic. Tofu, soia, nu. Fitoestrogen. Și dacă îi dai sos de soia? Păi e același lucru. Orice conține soia are fitoestrogen. Da. Și să nu-ți vină să crezi. Săptămâna asta când m-am pregătit pentru subiectul ăsta, am găsit că menta, scade nivelul de testosteron. Cum? Menta? Menta, Cătălin. Menta noastră o depunem în ceai. Ne așteptam la tei. Da. Culmea este că pentru tei nimeni nu spune nimic. Adică nu există chestia asta și da, o simțim. Da. Da, dar pentru mentă, toată lumea zice, băi, scade nivelul de testosteron. La bărbat e periculos, nu consumați foarte multă mentă. Că scade nivelul și nu deci mai aici ai chef. Și cafeaua am văzut acolo. Și cafea. Cafeaua este un antioxidant extraordinar de bun, foarte bun. Este sănătoasă, doar dacă o consumi în exces, adică mai mult de 4 căști pe zi. Cești pe zi. Atunci e o problemă pentru că îți crește nivelul de cortizol foarte tare, ești foarte stresat și nu mai chef de iubi nu ai. Ai chef de deci, certat. Oameni buni, puteți să ne dați mesaje, puteți să răspundeți și la întrebarea pe care o avem afișată pe ecran, dai un alt număr de WhatsApp și să stați de povești cu noi, pentru că dr. Sava ne spunea să niște lucruri care ne pot ajuta în viață. Deci aici e rău. Rău. Da, apa nu e, că avem noi pare. Apa este bună, dar trebuie să știm ce înseamnă apă. Apa înseamnă trebuie să te hidratezi, trebuie să aibă magneziu, trebuie să aibă sodiu, nu trebuie să fie apă cu puține minerale. Magneziu te ajută foarte mult. Cred că la bărbații care au probleme cu erecția,
primul lucru pe care trebuie să-l facă este să ia 10 zile o cură de magneziu. Și ajută. Ajută, da. Cineva zice, da. Sunt din Cluj, am încercat ce a zis domnul doctor Sava acum 2 săptămâni, eu consumam foarte mult dulce în fiecare zi, 10 zile nu am mai mâncat deloc zahăr și mă simt foarte bine. Mâine voi mânca o bucățică mică de ciocolată după 10 zile fără zahăr. Uite, oameni care și-au schimbat stilul de viață și datorită emisiunii noastre, ceea ce mă bucură mult. Este extraordinar, unul. Bine, eu am de face cu pacienți, să știi că noi, fără să vrem, am salvat destui pacienți, da. Da, zice cineva că e foarte bună, oamenii, uite, incredibil, ce bucuroși că ai dat vestea asta pentru diabet, știi? Da, poate la un moment dat o să mai reluăm, dar diabetul începe încet, încet să meargă spre găsirea unei soluții. Da. Ok, inclusiv transplant. Mergem la lucruri bune. Mergem la lucruri bune, deci care îți ajută viața sexuală. Îți ajută viața sexuală și începem prin mișcare. Mișcarea, în timpul mișcării, în momentul în care faci foarte mult efort fizic, cortizolul crește, dar apoi scade. Pe lângă asta crește și stima de sine, pentru că arăți mai bine dacă faci mișcare, și crește și nivelul de testosteron. Apoi mergem mai departe, un pahar de vin. Băi, doctore, voi sunteți medici care vă băteți capul în cap. Eu zic că vinul nu este bun, eu am zis. Da, exact. Pentru viața sexuală, un pahar de vin te dezinhibă. Nimic altceva. Deci nu... Nu-ți face ceva... Nu. Doar că te face să fii mai dezinhibat. Deci așa. Nu crești în ochii partenerii. Nici în ochii tăi, nici în ochii partenerii. Deci poți să bezi și singur. Ghimbirul este un vasodilatator foarte puternic. Îți dilată vasele de sânge. Sângele se duce mai tare înspre jos. Deci e bine. Dar când se duce spre jos, nu-ți pleacă de la creier? Ba da, la bărbați pleacă din cortexul prefrontal, se numește. În rest e ok. Restul creierului e foarte bine oxigenat. Dar la bărbați pleacă de o parte, de aici de sus. Și? Deci pe un bărbat în timpul ăla să nu-l pui să ia decizii. Că dacă ar pune, nu știe. Nu poate. Știm și noi. Adică dacă în momentul ăla te pune cineva să ia o decizie, atunci te și căsătorești, și orice faci. Bun. Ciocolata. Da. Mai ales ciocolata neagră, bogată în antioxidanți și are, are un efect benefic asupra hormonilor, dar și asupra stării de bine. Trecem la următoarea minune, care chiar este minune, mierea de albine. Mierea de albine are o substanță, un mineral care se numește bor. Și borul acesta crește nivelul de testosteron și de estrogen. Fructele de pădure, antioxidant foarte puternic, face foarte bine la circulație și nici nu te îngreunează, cum te-ar îngreuna un mic. Serios, acum, după 5 mici, numai de asta nu ai chef. Stai așa cu burta plină, te ții puțin balonat, se duce tot cheful. Țelina noastră cea de toate zile. Țelina, zi tu. Păi întotdeauna erau glumele astea. Ai, mănânci o țelină, s-ar putea să fii mai fericit în relație. Pentru femei nu e neapărat importantă, dar pentru bărbați există dovești științifice. Crește nivelul de testosteron, îți crește nivelul de iubit. Deci țelina? Țelina. Țelina noastră banală, mâncați în fiecare zi salată de țelină cu morcov, e ca și când ați luat niște suplimente alimentare, foarte bune. Bun. Peștele gras, omonul, omega-3 foarte mult, vasele de sânge sănătoase, ți-am spus, vase de sânge libere, erecție bună. Și nu în ultimul rând... Să-l folosiți. Pentru o relație sănătoasă, cel puțin la începutul relației, că nu cunoașteți omul, dacă vreți să nu fiți în pericol de a vă căpătui cu o boală pe care nu o doriți, pentru o viață sexuală sănătoasă, folosiți o metodă de protecție de barieră. Acum, ideea e în felul următor. Am văzut un studiu, am văzut la un moment dat niște emisiuni de educație sexuală, deci că era un procent de doar 6% din cei care folosesc prezervativul ca metodă de contracepție, de prevenție. Da. Vezi, incredibil. Asta ar trebui să fie mesajul celor care au spus la început, mă, cum aveți voi curat să vorbiți despre sex la televizor? Dar ei le-a spus copilor odată să folosească prezervativ? Mie mi-a povestit un prieten când filmam atunci că l-a prins taicăsu cu prezervativul în portofel, el a aruncat, i-a călcat prezervativul în picioare, i-a mai dat și 2 palme după cap. Asta acum 25 de ani. Păi, aș vrea să ne schimbăm. Poate s-au mai schimbat lucrurile. Oameni buni, deci emisiunea noastră vă poate ajuta și ați văzut, aici e bine, acolo nu e bine. Băieți, ați învățat ceva? Eu știu că e rău, dar am gustat în micii aia mai devreme și crede-mă pe cuvânt că mie îmi plouă în gură la micii aia. 100%, deci nici nu mai contează. După mici, băi, Cătălin. Uitați-vă, mă, după miere. Miere. Da, doctore, există o anumită miere care te ajută? Există mierea aceea, de manuca. Ceva de genul, da. Care ajută. Și mai există și un preparat, lăptișor de matcă, cu miere și cu tinctură de propolis. Are și un nume. Da. Se face și ajută la potență. Cumnatul meu s-a ocupat de asta la un moment dat
și a ajutat. I-a dat preparatul ăsta unei persoane care nu putea să facă copii și a avut gemeni. De, bine, a avut gemeni de la asta? Că... De, după ce a luat asta vreo 6 luni de zile, a reușit soția să rămână gravidă și încercase vreo 4 ani înainte. Miere cu propolis? Miere cu propolis și cu lăptișor de matcă. Că ăsta e secretul, de fapt, lăptișorul de matcă. E ceva rău, adică nu vă explic cum să face, că nu e chiar plăcut așa, dar să bea din ăla în fiecare zi acolo și... Da. Dar ia. Științific nu poți, adică am apărut și eu medic să spun asta, îți dai seama. Doctore, după cum putem observa și au observat mulți telespectatori, da, ne trimiteau mesaje că nu știau dacă aici e un bărbat sau o femeie. Acolo este ceva între, pentru că bazinul... Ai început și tu, doctore, nu spune. Doamne, credeam că e... Bazinul este de bărbat, pentru că este foarte mic. La femeie este mai mare și este mai mare ca să tragă copilul. Și de femeie ce? La sufletul. Sufletul, perfect. Bun. Oameni buni, mesajele dumneavoastră sunt binevenite pe numărul de WhatsApp. Este o întrebare la care o să vă spunem răspunsul corect imediat de la doctorul Sava. Până atunci vă invităm să rămâneți cu noi, să ne dați mesaje pe WhatsApp. Orice întrebare aveți, puteți să ne spuneți și să nu mai fim rușinoși să vorbim despre aceste lucruri, așa că ne întoarcem imediat.